Da, îmi spuneți când pot începe. Da. Bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presei. Astăzi, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre care a avut ca obiect prevederi din legea cu privire la procuratură până la modificarea care a avut loc prin legea numărul 280 din 6 octombrie 2022. Prevederile au fost contestate pe calea unei excepții de neconstituționalitate. În jurisprudența sa, Curtea a reținut că excepția de neconstituționalitate poate fi ridicată atât în privința normelor în vigoare, cât și în privința celor abrogate sau modificate, care sunt determinante pentru soluționarea cauzei în care a fost ridicată excepția. Normele contestate stabileau că în scopul aprecierii activității și a corespunderii cu funcția deținută, performanțele procurorului general se evaluează de către o comisie de evaluare a acestor performanțe. Această comisie este constituită de Consiliul Superior al Procurorilor. De asemenea, procedura de evaluare se efectuează pe baza unui regulament aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor. Pe lângă normele constituționale care reglementează numirea și demiterea procurorului general din funcție, este vorba de articolul 125 din Constituție, Curtea a avut ca punct de reper recomandările Comisiei de la Veneția, care a menționat că acordarea unei puteri practic nelimitate Consiliului Superior al Procurorilor de a stabili condițiile substanțiale în care procurorul general poate fi demis reprezintă o abordare extrem de contestabilă de punct de vedere al preeminenței dreptului. Este acceptabil ca Consiliul Superior al Procurorilor să dezvolte normele substanțiale și procedurale prevăzute în lege. Totuși, pare a fi excesiv ca Consiliul Superior al Procurorilor să aibă libertatea de a elabora astfel de norme, a menționat în opinia sa Comisia de la Veneția. Curtea a notat că potrivit articolului 125, alineatul 1 din Constituție, Procurorul General este numit în funcție de Președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. Prin această normă, Parlamentul a urmărit scopul asigurării independenței Procurorului General și protejarea Procuraturii de ingerințe sau de influențe necorespunzătoare, inclusiv din partea legislativului și executivului. Securitatea mandatului fix al membrilor autorităților de rang constituțional, inclusiv al Procurorului General, servește scopului asigurării independenței lor față de presiunile externe. Comisia de la Veneția afirmă că măsurile care ar periclita continuitatea mandatului și care ar interfera cu securitatea mandatului membrilor autorităților de rang constituțional nasc suspiciunea că intenția din spatele acestor măsuri constă în influențarea deciziilor lor. În jurisprudența sa recentă, este vorba de hotărârea Stoianoglu versus Republica Moldova din 24 octombrie 2023, Curtea Europeană a reținut că atunci când este vorba de necesitatea protecției împotriva ingerințelor arbitrare în funcțiile lor de către autoritățile publice, este necesar să existe anumite garanții. Și aceste garanții se referă în egală măsură și la judecător și la procurori. Astfel, toți membrii sistemului judiciar, fie judecători, fie procurori, ar trebui să beneficieze de protecția împotriva practicilor arbitrare ale puterii legislative și executive. Curtea Europeană a remarcat importanța tot mai mare a caracterului echitabil al procedurilor în cauzele care implică revocarea procurorilor, inclusiv intervenția unei autorități independente de executiv și de legislativ în ceea ce privește deciziile care afectează numirea și revocarea procurorilor. Într-o opinie a sa, care a analizat prevederile legale care îi oferea Consiliul Superior al Procurorilor competența stabilirii criteriilor de evaluare a performanțelor Procurorului General, Comisia de la Veneția a notat că procedura de evaluare a performanțelor Procurorului General ar trebui revizuită în mod semnificativ. În special, legea ar trebui să descrie în mod clar natura și indicatorii principali ai evaluării performanței și care este diferența acesteia de răspundere disciplinară. Consiliul Superior al Procurorilor poate stabili reglementări specifice, dar întotdeauna în cadrul prevăzut de lege.
Într-o altă opinie, Comisia de la Veneția a notat că este inadmisibilă oferirea către Consiliul Superior al Procurorilor a unui cec în alb în vederea definirii metodelor de evaluare a performanțelor și a stabilirii ponderii relative a indicatorilor de performanță. Principiile de bază care reglementează procesul de evaluare ar trebui descris în lege. Curtea a observat că prin legea numărul 280 din 6 octombrie 2022, în vederea implementării recomandărilor Comisiei de la Veneția, Parlamentul a modificat prevederile legale în discuție și a reglementat la articolul 31 cu indicele 1 alineatul 5 din legea cu privire la procuratură criteriile de evaluare a procurorului general într-un mod mai detaliat. Curtea a reținut că nu contestă competența legislativului de a delega altor autorități posibilitatea de a reglementa prin acte subordonate lege detalii sau aspecte referitoare la punerea în executare a legii. Totuși, atunci când este pusă în discuție cariera unor persoane care dețin mandate de rang constituțional, reglementarea prin lege sau chiar prin Constituție a motivelor încetării acestor mandate, în special a condițiilor în care aceste persoane pot fi demise, reprezintă o garanție esențială a stabilității mandatelor de rang constituțional. Având în vedere că Procurorul General exercită un mandat constituțional, oferirea către Consiliul Superior al Procurorilor atribuții de a reglementa criteriile substanțiale de evaluare a performanțelor Procurorului General diminuează în mod semnificativ stabilitatea mandatului constituțional al Procurorului General. Prin urmare, Curtea a subliniat necesitatea stabilirii clare de Parlament prin lege a criteriilor de evaluare a performanțelor Procurorului General. Așadar, Curtea a conchis că articolul 31 cu indicele 1 alineatul 5 din legea cu privire la procuratură, în redactarea de până la intrarea în vigoare a legii numărul 280 din 6 octombrie 2022, care îi delega Consiliul Superior al Procurorilor competența stabilirii criteriilor de evaluare a performanțelor Procurorului General, nu respectă exigența prevăzută de articolul 125 alineatul 2 din Constituție, potrivit căreia Procurorul General poate fi demis în condițiile lege pentru motive obiective. Vă mulțumesc pentru atenție!